Elevii școlii gimnaziale numărul 92 din București au anticipat sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei printr-un program educativ inedit. Intitulat Sărbători și tradiții românești, proiectul celor mici a adus în actualitate obiceiuri populare vechi legate de cinstirea celui dintâi apostol al Mântuitorului Hristos, dar a adus și o rază de lumină pe chipurile bătrânilor de la azilul din vecinătatea școlii, care au primit plăcintele pregătite cu drag de copii. Prima parte a proiectului s-a desfășurat în laboratorul de biologie al școlii, unde elevii participanți au vizionat un material despre viața Sfântului Apostol Andrei. Două echipe formate din elevi ai claselor a șaptea au prezentat pe rând viața Sfântului Andrei ca ucenic și apostol, martiriul lui, dar și tradiții și obiceiuri românești legate de sărbătoarea Sfântului. Partea a doua a proiectului a fost de fapt concursul de artă gastronomică Plăcinta Românească. Echipele de elevi care au preparat plăcinte acasă și-au prezentat acum produsele, iar juriul a desemnat la final echipele câștigătoare. Este un proiect care vizează promovarea valorilor noastre naționale și religioase și istorice. Sărbătorim împreună sărbătorile naționale și sărbătorile religioase, acum apropiindu-ne de sărbătoarea Sfântului Andrei. Și ca o parte inedită ne aflăm acum la ediția a doua a festivalului Plăcinta Românească, la care copiii noștri, coordonați de doamna profesoară și alături de părinții lor, au participat cu mult entuziasm, gătind acasă diverse genuri de plăcinte și încântându-ne astăzi pe noi juriul cu diverse arome minunate. Elevi participanți sunt cei din clasele 5-7, cei de clasa a 6-a și a 7-a deja sunt familiarizați cu modul de a prepara plăcinte, întrucât ei se află la a doua ediție și nu le-a fost deloc greu. Din contră, cum a început luna noiembrie, copiii m-au asaltat cu întrebări: Doamna, mai pregătim și anul acesta festivalul Plăcinta Românească? Văzându-i că sunt atât de bucuroși, chiar i-am ajutat să și încurajat în același timp și nu ne-a fost deloc greu, pentru că în perioada aceasta noi facem și repetiții pentru sărbătorile de Crăciun și am îmbinat și rețetele de plăcintă, i-am ajutat, ei și-au mai luat notițe, dar tot părinții au fost cei care ne-au sprijinit. Juriul condus de șef Dan Tonescu a ales primele trei plăcinte în funcție de gust, aspect și calitatea prezentării. Mi s-a părut foarte interesant. Mă bucur că copiii învață să gătească de mici, că învețe să gătească cât mai sănătos, cât mai natural. Am văzut că au folosit foarte multe fructe autohtone, da? Am venit cu niște sfaturi pentru ei și pentru părinți, pentru că am simțit și mâna părinților pe lângă cea a lor. Sper ca să ia de bun ceea ce am învățat și numai așa poate să devină mai bun, exact cum și noi la rândul nostru am primit sfaturi pe vremuri. Ce ai pregătit pentru această seară împreună cu echipa ta? Împreună cu echipa mea, pentru această seară am pregătit o plăcintă de dovleac și una de mere. Cine v-a ajutat cu rețeta? Bunica unei colege. A fost greu să o preparați? V-au așteptat părinții? Nu, a fost chiar foarte ușor și foarte distractiv. Tu din ce echipă ai făcut parte? Am făcut parte din echipa numărul 2. Echipa numărul 2 are un nume? Plăcintarii Veseli. Plăcintarii Veseli. Ce ai învățat tu din această experiență? Eu am învățat din această experiență că trebuie să fim uniți și să ne susținem unii pe alții. Cine v-a ajutat în activitatea voastră? Mama mea. Pentru această seară am pregătit o plăcintă cu scorțișoară, nucă, gutuie și mere. De unde ai avut această rețetă? De la bunica mea. Te-a ajutat? Puțin. Echipele câștigătoare au primit diplome și premii constând în tricouri, dulciuri, cărți și iconițe din partea protopopiatului sector 3 Capitală și a parohiei Sfinții Români. Noi am vrut să arătăm că din punct de vedere administrativ, protoieria sectorului 3 Capitale este alături de tineri și sprijină totdeauna activitățile tinerilor. Noi, în acest prilej, am găsit ocazia de a aduce un număr de 100 de tricouri imprimate cu întrebările adolescenței, să le atragem atenția asupra acestei misiuni, care este dedicată lor, dedicată tinerilor adolescenți și este prezentată în cadrul Radio Trintas, sâmbătă, de la 11:30 la 12, de o tânără reprezentatoare de numai 13 ani.
La final, corul școlii a susținut un program de câteva cântece patriotice. Toate plăcintele pregătite de copii au fost donate centrului de bătrâni, aflat în proximitatea unității de învățământ.